Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului se alătură nopții cercetătorilor europeni 2021, eveniment ce va avea loc la nivel național în perioada 24-25 septembrie. Ediția din acest an are ca temă principală energia verde prin Reconnect the Green Deal și invită publicul larg la descoperirea, într-un mod interactiv, educativ și distractiv, a științei și a rezultatelor muncii cercetătorilor. Din acest motiv, Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului și-a propus să aducă cercetarea în mediul rural și, mai mult decât atât, îi provoacă pe elevii din cadrul rețelei Edu Geopark să descopere energia verde din comuna lor. Ei se vor întâlni cu specialiști care le vor da detalii despre cum se produce energia verde, rolul acestor activități fiind de a-i apropia pe copii de știință. Plastic vorbind, rolul nopții cercetătorilor e să ne facă să nu ne fie frică de știință, să nu ni se pară complicată nici matematica, nici fizica, nici chimia și să vedem că ceea ce ne înconjoară are o explicație, iar aparatele pe care le folosim au la bază rezultatele unor cercetări. În același timp, sunt foarte mulți copii care pot să devină cercetători sau pot să lucreze în domenii specifice științelor, dar încă nu și-au descoperit abilitățile. Și atunci noaptea cercetătorilor îi ajută să se descopere și să-și descopere abilitățile și să descopere cum funcționează lucrurile în jurul lor. La ediția din acest an a evenimentului participă institute naționale de cercetare, dezvoltare, universități, muzee și organizații relevante la nivel național pentru implicarea comunitară. Activitățile se vor desfășura în 21 de locații, printre acestea fiind și Geoparcul din Țara Hațegului, administrat de Universitatea din București. Pentru Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului, Noaptea Cercetătorilor reprezintă o șansă de a fi partener cu entități din toată țara, institute de cercetări, universități, muzee, organizații neguvernamentale, astfel încât activitățile pe care le derulăm în cadrul rețelei Edu Geopark cu partenerii noștri profesori și școlile din zonă sunt promovate la nivel național. Ele sunt foarte importante pentru că ne leagă mai mult de școală, sunt în continuare a școlii, dar în același timp reprezintă și o activitate de bază a Geoparcului, aceea de a lega cercetarea de educație și de lumea reală. În felul acesta, universitatea este prezentă aici, în Țara Hațegului, prin activități specifice care vor fi derulate în această zi specială dedicată cercetării, care e o zi internațională la nivel european. Noaptea cercetătorilor europeni este un eveniment derulat anual în peste 300 de orașe de pe continentul nostru. La nivelul Uniunii Europene, Noaptea Europeană a Cercetătorilor se înscrie în seria acțiunilor Marie Curie, finanțate prin proiectul cadru Horizon 2020.